aprobarea de la birou electoral lateral. Bravo! Avem toate listele. Avem listele cu semnăturile la milioane de semnături. Da! Toate semnăturile sunt verbale. Pentru că Purădei ne-a ciordit pisurile. Ce să vă? Gata! Gata! Da! Acum, oameni buni, putem să ne candidăm și noi. Da. Hai, mocardește ceva! Da. Stimați compatrioți, România depostește astăzi numeroase și diferite naționalități în mass media. Spune acolo de cetățenii români, de maghiari, de alte naționalități. Adică? Hai, hai. Suntem trecuți la și alții. Hai, măleș! Păi dacă e să ne numărăm bob cu bob și rom cu rom, să mor eu dacă nu-i depășim pe maghiar. Așa? Așa că domnul Ponta se face bine și să ne ia la guvernare. Hai! Să ne ia și să ne dea ținutul țepuiesc. Mai ales că avem recomandarea 1203 a Consiliului Europei. Stimați compatrioți, integrarea romilor constituie o condiție de bază pentru rămânerea și intrarea în Europa. Hai, lasă, că noi am intrat în Europa mai înainte României. Încă din anii 90, să fie corect. Ce-i corect, asta e. Deci noi ne-am integrat pe blat. Da. În Germania, în da. Franța, în Spania, ce să mai? Suntem total integrali! Ba străini, a început să ne iubește din toate sufletul lor. De când s-a scumpit aciza la noi, ei ne dă benzină și chibrite pe gratis. Da. Ei ne primește cu brațele deschise ale polițaiilor. Ne-a dat micul dejun și cazare la patul suprapus. Ba ne-a plătit și avionul de întoarcere. Iar așa, nemții, doamne, câte dreptate ai, să nu uităm de nemți, că nemții, da. Nemții ne admiră, ceva de nu s-a pomenit. Da. Că noi avem un Puradel pe care îl cheamă Rommel, ca pe un general de-al lor, care e poreclit, cum îi zice, mă? Vulpea deșertului. Așa. Și de-aia și noi lui Rommel ăsta al nostru, în semn de drag pentru nemți, i-am zis, vulpea! Buzunarele! Uite, franțuzii care până mai ieri ne plângeau de milă că suntem discriminați, că nimeni nu ne înțelege, acum nu mai știe ce să mai scape de noi. Domnule, vrea să ne exclude de tot, pentru că nu avea dreptate Ștefan cel Mare. Cine? Fane Babanu. Păi zi, domnule, ce? Păi măi, cu desa. Care a spus la el, la istorie, acolo, a zis așa, romii nu sunt ai mei, romii nu ei ai voștri, ci ai Europei! Europarlamentarele, votați-ne! Doamne, trăiți-ar familia că binele mai brodești. Mamjă, tu vină în coasă, te pop, hai, lasă, stai acolo. Thank you very much, stimați concetățeni. Originea romilor se pierde în negura timpilor. Se pare că în nordul Indiei trăia niște triburi de alea care se denumeau țingaris. Ei, ăștia cu timpul săraci, a luat-o spre Europa așa, atrași de buzunarele europenilor. Ce mă enervează pe mine e că ungurii susține că ei a venit prime aici. Căcică că până anul 1000, regele Harped a descălecat la Mureș ca să se scalde și i-a dispărut scutul. Da, și ce-i cu asta? Ce-i cu asta de a dispărut scutul? Primul. Scutul cine-i l-a julit? Mâncați-aș! Romanii noștri! Și-a făcut acolo, și-a făcut lighiare, și-a făcut cazane de țuică. Sunt oameni de treabă, ăștia, meseriași, stimați compatrioți, în peregrinările lor, ăștia romii, a contribuit la îmbogățirea limbii și limbisticii europene. Da! A limbisticii? Da! Aia e
Păi, doamnă, ce mai zăpăcit! Sigur că noi am îmbogățit lingvistica, că noi am introdus în cultura română cuvinte ca două puncte, citez. Ușchelă, dilelă, gagică, mișto, nasol. Cuvinte, să le învețe toată lumea. Deci, astea-i cuvinte pe care românii le folosesc încă din școală. Da, bravo, 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 bravo. Romii a avut întotdeauna plecare spre cultură. Păi mie îmi spune... Da, li s-a plecat. Da. Tu n-ai văzut cum stă pirandele noastre? Uite așa stă plecate în fața televizorului. Și tot Spuradei are nume din seriale ori din emisiuni TV. Casandra, Mixandra, Nestar. Ca să nu mai zic de aia mai de mult. Aia care era numele inspirate din dosarele X, Fox Mulder și Dana Scully. Domnilor, domn, stimați compatrioți, fiind o etnie nomadă, romanii noștri, ursarii, lingurarii, intrau în legături cu populația de la rurală. De. Intrau în legături cu astea și făceau diferite schimburi în natură. Da, ei ne dădea porumb și noi le luam găinile. Stai că m-am enervat că iar mi-am adus aminte de unguri. Aoleu. De ce, mă, să-mi spui tu mie, de ce în țărișoara asta e numai inscripții bilimbe? De ce? Păi dacă e vreo dreptate pe lumea asta, să fie trilimbe! Trilimbe! Păi dacă există strada Petofișandor, Vereștohatila, păi să fie și strada Adrian Copilul Minune și Casa de Cultură Florian Salam! Da! Cerem universități în limba română, nu vă cerem manonale de alea, nu vă cerem cărți, nu vă cerem autonomie. Dar dacă la maghiar le-ați dat ministru culturii, ai mă, dă deține și nouă finanțele! Parcă-l văd pe ministrul nostru de finanțe cum îi cardește la ureche la delegația de la FMI. E banii mei, e banii mei, s-a ales bules de ei. Politicienii ăștia noi se plimbă cu cortul din partid în partid și zice de noi că suntem nomazi. Da, votați-ne, că ei se ceartă la parlament, la ușa cortului, că noi suntem țigani. Maestre, bag un ghidur că m-am șucărit. Mare țigănie, mă, e azi în politică. Așa măscăreală nu-i nici la ușa cortului. Se înjură, se fac poți și zău au dreptate toți. Dar la șpriț în tet-a-tet redonează în secret. Cu-cu-cu-pă-mă, să-să-rucă-mă. Cu-cu-cu-pă-mă și mâna să ne-o dăm. Cu-cu-cu-pă-mă, să-să-rucă-mă. Nu știu cum să procedăm, ca schimbarea s-o schimbăm. Cât sunt eu de patriot, când mă vor chema la vot, le-ntorc dosul frumușel și le cânt în cetinel. Cu-cu-cu-pă-mă, să-să-rucă-mă. Cu-cu-cu-pă-mă și să ne implementăm. Cu-cu-cu-pă-mă, să-să-rucă-mă.